Bunica a copt o prăjitură pentru cei trei nepoți ai săi și a pus-o în frigider. Unul din ei a găsit-o și a mâncat-o. Bunica, găsind prăjitura mâncată, i-a întrebat pe nepoți cine a mâncat-o. Florin spune că a mâncat-o Răzvan, dar Răzvan zice că el nu. Și Nicu spune că el tot nu a mâncat prăjitură. Bunica știe că doar unul din ei spune adevărul. Cine a mâncat prăjitura? Ai 20 de secunde ca să răspunzi corect. Dacă vrei, pui pauză și te gândești. Deci, răspunsul este foarte logic. Prăjitura a mâncat-o Nicu. Bunica știe că doar unul dintre nepoți spune adevărul. Hai să luăm pe rând. Dacă prăjitura a fost mâncată de Florin, atunci Răzvan cu Nicu ambii au dreptate, spunând că ei nu au mâncat-o. Dar dacă prăjitura a mâncat-o Răzvan, atunci Florin cu Nicu la fel au dreptate. Și dacă prăjitura a mâncat-o Nicu, atunci doar Răzvan are dreptate, spunând că el nu a mâncat-o. Deci, Nicu este cel care a mâncat prăjitura. Pune un like dacă îți plac întrebările de logică și dacă știi una super interesantă, atunci lasă un comentariu. Pe curând!